Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Puiul. Am văzut noi un pulpe de pui la cuptor cu ceva roșu pe deasupra. Iar lui șef Cătălin i-a oferit un traseu extrem de exotic prin Burkina Faso, Bangladesh și Trinidad Tobago. Ferească Dumnezeu. Hai. Șef, nu e năut acolo. Ăla perfect, ce vrei? Năut. Papadar. Năut nu e. Aia acolo. Așa, veșnica mea problemă este Mădălina. Băi, nu sta la soare, te rog. Hai, hai să bem o cafea, nu vrei? Du-te și caută năut, te rog, n-ai timp. De unde să-ți caut? S-a enervat pe mine că nu găsesc năutul. Frate, se contrazice cu mine, caută-l tu că eu nu-l văd. Eu, rândul trecut când am făcut într-o probă, știam că e într-o cutie mai mare. Ce se tot răhește așa? Uite-l aici, uite-l aici. Hai, ia-l. L-am găsit în cutii mai mici. Ai văzut că ai găsit? Era în Dalea Mare când am luat eu. Lasă! Dragii mei, vreau să înțelegeți un lucru. Îmi pasă, trăiesc momentul. Eu sunt implicat total. Nu mă interesează cum îl cheamă pe câștigător. Trebuie să-l văd cu tunica aurie. Și trebuie să fie unul de la mine. Așa că dacă urlu, urlu pentru ei. Nu urlu că vreau să urlu la ei. Pune și tu mâna, pune un capac. Hai! Mama e de treabă. Așa, bravo. Ia, supără-te pe mine că ți-ai de capac. Nu mă supăr. Chiar e competitiv. Își dorește extraordinar de tare să câștige unul dintre noi această competiție. Și ne-a și zis dragul de el aseară, bă, dacă nu-mi păsa de voi, îmi băgam picioarele și nu mă mai interesa. Exact așa mi-a spus. Eu dacă nu te iubeam, nu țipam la tine. Să ții minte treaba asta. Așa mi-a spus. Hai, hai, hai. Amândoi a spus, mâna pe piept de pui. Și eu cu Adi am luat pieptul de pui pentru că pieptul de pui e cel mai ușor de bucățit. Pleacă de aici cu el. Raus cu pieptul de pui, vreau pulpe. Și la mine la fel, șef? Da, da, pulpe peste tot, vreau pulpiți. E bine. Pulpiți, așa, mănânc pulpiți. Te rog frumos, fă-mi și mie o plăcere. Am luat pulpele. Fac o combinație între pui cu curry și pui masala. Cumva Bangladeshul nu e indian 100%. Mi s-a dat Burkina Faso să fac. Mi-a arătat, mi-a explicat repede cam despre ce e vorba. Tot de o mâncare gătită. Ținea foarte mult de condimente, care la fel nici habar n-avea despre ce e vorba. Lipie, ce lipie pune? Papadan, ți-am zis. Papadan. Bine, ce denumiri îmi spunea, zic, nu știu, nu știu, nu cunosc. Nu știu ce e papadan. Ce? Nu știu ce e papadan. Te duci și cauți. Aoleu, n-am mai câștigat una, e o secetă la mine, băi nene, băi, zici că e Sahara. Am uitat cum e să câștigi, așa că gata. Ce mai e? Sună alarm, să treceți Cârlățean. Zi-mi repede că te blochează, ia. Yes, yes! Aoleu, am uitat că aveam o amuletă și trebuia să o dau, vai de mine. Bă, n-ați auzit noi să vă opriți un pic? Hai că se arde. Gata, dă-o la o parte. Așteaptă, că am și eu, am muncit pentru ea. Îmi este tare frică să nu folosească amuleta de a lua doi șefi să lucreze împreună cu el, că ne-a nenorocit. Ceilalți doi șefi trebuie să fie foarte atenți. Aha. Îi vizează pe șefi. Înainte de fiecare propoziție, trebuie să spună vai de mine. Vai de mine? Așa o să fie. Vai de mine. Aolo, vai de noi. Oricum e vai de mine. Cătăline! De când a început proba, zic doar vai de mine, adică... Până să zic el, cred că a zis de 20 de ori vai de capul meu. Vai de, vai de mine, cap, vai de acum, mine. Deci până acum a fost vai de mine, măcar să vă aud pe voi cum spuneți vai de voi. Apoi pe foc vai de mine, hai. Deci colegii mei sunt obligați la fiecare început de propoziție să spună vai de mine, mi-e foame. Vai de mine nu pune aia, vai de mine scoate aia, vai de mine bagul pe dânsa. Deci dacă nu făceau lucrul ăsta, toată echipa trebuia să ia friz un minut. E important frizul ăla. Te oprește, da, dar era să arăt foie grau din cauza la un minut. Vai de mine, Paco! Hai de mine! Vai de mine, dai micuț, da? Vai de mine și dai la tigaie vai de mine, sare, piper, vai de mine! Da, mai pune vai de mine, vai mai de mine. Mai vai de mine, șef. Uitam să-mi încep propoziția cu asta, dar o dădeam imediat al doilea cuvânt, știi, că îmi venea în automatism. A, nu, că era curcuma, vai de mine, ce-am făcut. Bun, hai să trecem peste faza cu amuleta și să ne continuăm treaba. Zic, șef, ce facem cu condimentele? Am zis, bă, avem India, o să facem curry, orezul și facem niște papadams. Ai nevoie de multe condimente care să te ajute la finalul gustului să aibă un complex din ăsta de arome mai interesante, un parfum. Și dă-i, bagă scorțișoară, cumin, cardamon, piper. Piper lung, coriandru, chimen negrilică, împreună cu garam masala. Dar ce face șef, umplem o oală de condimente? Vai de mine, ai pus și garam masala? Da, bun. Oh, normal.
le înnăbușim un pic să le ardem, să înceapă să iasă uleiul din ele. Mamă, mirosea demențial. Și după care le-am blendat. Să le facem praf. Wow, ce mi-am dat! Noi, deja minutul 50, noi eram cu tot căriul pe foc. Miroase foarte bine. Hai ca să vezi cât sunt de nemuni. De 11 minute n-ai făcut... Zici ce ai făcut. Păi zic ce! Nimic! Păi arată-mi ce! Nimic! Iar nu fuse nimic. Pusese năutul la fiert. Deci cum să spui așa ceva când eu am pus năutul la fiert? Hai, mă! 10 minute, ai pus niște apă într-o oală și ai desfăcut 4 conserve de năut. Eu mă concentram să-i dau și gust, să nu pun salata așa simplă. Ca să vedeți cât sunt eu de bucătar și cât e ea de bucătare. Pune trecul pe foc, că m-am bucătat. Băi, hai mă, băi, pă pune, hai mă, băi, sunt niște chestii. Deci deja m-am aprins, m-a luat toți nervii. Mă lăsați să gătesc. Nu te las, mă, nu te las, nu. Nu, pentru că mâine la mișto. Ce să, deci bine că n-am făcut AVC. Nu vă iau la data mică, trecută, ai frecat-o. Astăzi ce faci? La fel, pune cutigaia pe foc. E pus într-un hal, l-a lăsat pe ăla, m-a luat pe mine acum. Bă, nu mai dormi, că am nevoie de tine pe final. Adița, al meu, ah, dacă s-ar mișca mai repede, ar fi de vis. Ce faci, mă? Îmi zâmbesc. Bă, n-ai timp, ia mașinul să-i arăt cafea, bâz. Bă, nu avem timp. Bă, bune, eu ți-arăt ceva, tu... Bă, de ce te chinui, frățioare? A văzut și el că am dreptate. Da, azi chiar am mers ok. Fai spice, bagă acolo. Pui orez, vreo 6 condimente amestecate, cele mai puternice, cuișoare, curcuma, 6 feluri de pipere am băgat. Dar eu încă nu știu ce este acolo, că merg pe ce-mi spune, aia fac. L-am văzut și eu cum se face papadamu, prăjit. Uite, 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 uite. A, cum o, cât o las, că nu știu asta. Hai, mă, întoarce. Deci dacă te concentrezi, Mădălina, să faci 14 bucăți de papadam, să faci năutul ăla și să lății ca la năut, în 23 minute și 18 secunde ai montat tot. Așa, calmă, dar doar să văd că ai plecat. Bagă presiune pe mine, Maxim, să termin eu preparatul, ca să mă zăpăcească după aia. Vine o toacă, Maia, vine pe mea. El așa mă ia. Dacă aș putea să-i fac ceva acum... Dacă dragi scoate din mine... Dacă el ne iubește pe noi, trebuie să-l iubim și noi pe da, el. Da, dar nu, lasă-mă că știu ce am de făcut. Astăzi faci colțuna și top, Gabi, a? Ce? Ei jura că faci colțuna și top. Uite-le aici. În timp ce eu făceam aluatul, șefii a spus lui Gigi să bage creveții la tocat. Să-i amestec cu carnea tocată de porc, să o dau lui Gabi. Să facem colțuna și vieții, cum e în Panama. Dincolo la Kenya facem pui la cuptor. Am înțeles un pic cum ar vrea șef, cu condimente din ale ciudate. De-aia am băgat și iaurt și condimente și garam masala și pastă de curry și tot ce am găsit în cămara am băgat. Vai de mine, nu acolo! Vai de mine! Acum chiar că-i vai de mine! Nu! No! În afară de mine, care eu chiar știam, ceilalți erau în ceață. Florii punea, dar nu știa ce face acolo. A, știu că trebuie să fie un pic picant. E vai okay. De mine trebuie să fie mult mai roșu. Okay. Vai de mine trebuie să fie roșu. Okay. Și să fie roșu, că așa am văzut pe un poză. Vrem da la 180 de grade și am pus la cuptor. Vai de mine, vai la cuptor! Gata, scuză-mă! Și acum ce fac, șef? Ce fac? Șef, ce fac? Spune-ți ce să fac. Ce fac? Nu știu de unde să încep, nu știu! Vai de zilele mele! Spune-ți că nu știu! Că trebuie să mă apuc. Săracul șef deja cred că eu ești pe cap, eu ești prin urechi. Dar de unde să știm noi ce să facem, cum să facem? Deci nu mai, mă doare gura, vai de mine, nu mai pot. Vai de mine, caută-mi niște condimente arabești. Toată lumea mă întreabă unde sunt lucrurile, în cămar. Bun, caut. Capaciul e aici, e? Vai de mine, capacul e acolo, da. Vai de mine și de zilele mele. Dar ce, l-a nimerit pe șef cu proba asta? Lui place să zică vai de mine. Și nu doar că zice o dată de două ori să se audă în sală. El zice non-stop. A, vai de mine făcea parte de mine, știi, de vai de mine. Păi mi-e frică să nu zică și după ce se termină proba, nu mai vai de mine mereu. Pentru că orez basmati, fiert, simplu. Am văzut că Bonte a adus un rice cooker. Și am zis lui Bonte, dacă tu pui orez la fiert, te rog, dă-i și mie un sfert. Că avem un singur rice cooker și am zis că vrea și el și lasă-mă că-l fac eu. Mai lași pe mine în față. Am pus 2 kg. Să-i dau și lui Dumitrescu.
Îl împărțim. Un sfert de... Da, îți dau. Și eu știam, eram super liniștit, că am orez fier la rice cooker, fără probleme pentru curry. Vai de mine, Oxy, dacă nu le gătești de acum, n-ai timp mai târziu. Acum le gătesc pe toate. Deci eu trebuia să termin carnea, cartofii care erau puși pe foc lângă mine, să fac sosul, să tai salata, trebuia să fac pâinile, să le dau prin unt și apa caramelizată cu bere și zahăr brun. Vai de mine, pe timp, da, părți egale. Da, șef. Am mâncat atachi, dar nu l-am făcut. Am avut mare grijă la ton toate părțile să fie gătite egal pentru a-ți oferi exact un chenar în jurul cărnii de ton roșie. Trebuie gătit câte un minut pe fiecare parte. Eu cred că tu nu înțelegi românește, da. Îți mai spun o dată. Ce tot ziceam, bă, gătește carnea, că n-avem timp. Pune ăștia la gătit, urgent. Nu am unde te să fac ăsta, că n-am. Ăștia păi se fac în 10 minute. În 10 minute am terminat. Ea vroia să facă singură tot, ceea ce nu e posibil. Nu putea să-și facă o evaluare, să-și dea seama că nu poți, frate, să le faci singur pe toate. Vreau să-i pun pe tava aia lungă să-i fac. Da, direct pe mai mult. Fata okay, mea, că dacă nu te apuci... Nici de ceapă nu te apuci, nici de burger nu te apuci. Ce facem? Lasă-l, nu mai da așa, Nel. Trebuie să mă rămână. Mi-a spus șef Dumitrescu, Oxy, te rog frumos, ia-ți pe cineva cu tine. Oxy e foarte orgolioasă și nu cere ajutor. Mai de mine, ajută-o pe asta la altă, să tine mai repede, că nebunesc ce vreți. Fă-mi mintea ca bucării. Mută cartofii pe față. Vai de mine, mută ceapă pe față. Vai de mine, apucă-te de hamburgeri. Raluca! Da! Iaca! Vezi că frige, ia mănușă. Nu putem risca să intrăm la un duel că nu-i făcut burgerul. Nu le punem încă. Nu, mă, nu. Vai de mine sos de pește. Asta vai de mine pește. Oțet. Vai de mine apă. Asta e sos de pește, da? Sigur. Eu nu știu. Vai de mine, ia miros. Exact. Am miros și mai bine. Șef, a inventat el acum un sos care se semene cu cel din poza respective. Ceapă, verde, usturoi, oțet, sos de pește, coriandru, sare, piper, ce mai punem, ardei, iute, ca și arăta poză. Șef, în ulei? În ulei să pun asta? Sau în carne? Vai de mine, în carne. Ok. Ia în cerulul Paco o cratiță. Zic, adu o cratiță, Paco. Vai de mine, Paco, în cratiță, Paco! Caracatișa? Ce caracatișa? Cratiță, cratiță, nu caracatiță, cratiță. Cratița, nu știu ce e asta, ce e asta. Eu am de fie caracatiță. Bă, mă întorc după vreo două minute și Paco, foarte supărat, că el pleacă acasă. Ce e caracatiță? Acum le trebuie caracatiță? Păi nu știu ce e caracatiță asta. Zic, băi, Paco, ce caracatiță, mă? Ce e asta? El nu înțelege ce e caracatiță. Mai da vine caracatița! Ba, caracatița aia și aia. A, caracatița aia. Mai da vine cratița aia. Asta, asta. Mai da vine. Ajunge și aici. Am pus vreo trei. Mai? Mai da vine, ajunge. Gata. Aici, aici pun tot pe ulei. Mai da vine, pune acolo, da. Greu cu înțelesul cu Paco, dar gătește foarte bine. Asta e, trecem cu vederea, nu? A fost foarte divertido. Pune-l, șef, în continuare! Așa tăpurile! Hai, șef, că avem 35 de minute! Vai de mine, Oxy, te rog eu frumos, mai comunică dacă ai nevoie de ajutor. Da, comunic. Păi comunică, că deja ai prea multe și... De exemplu, căriul e pe foc, e gata, nu mai... Bă, căriul fiind gata, nu mai avea ce să mai facem acolo. Avea gust, avea tot. Practic, n-aveam nimic de făcut, trebuia numai să mestec în căriul meu. Aș mai avea nevoie de pâini să facă cineva cu unt, de exemplu. Ok, să mi le dea iau prin... Raluca. Raluca! Da! Câteodată chiar am nevoie de ajutor, dar uit. În sfârșit, a chemat-o pe Raluca să o ajute cu pâine. Rămâi în charge aici. Raluca m-a lăsat singură cu turkey tikka masala, cu cartofii prăjiți al lui Oxy, cu chutney-ul de mango. Am făcut foarte multe chestii azi. Și, Brighi, mestecă, te rog, în curry să nu se prindă. S-a venit Raluca ca o mană cerească și i-am spus, Raluca, ai burgărie, faci pâinile, când termin pâinile, te apuci de sos. Mancio a venit cu o propunere să facem o salată de coleslaw asiatic și am zis, nu mă interesează așa ceva pentru că îmi strică preparatul. Mai de mine, daikon alb, tăiat julien, partea subțire. Oxy, lasă-le pe astea, că stil american, astea, lasă-le așa. E daikon. Gata, bun. Ridiche albă. N-avem daikon. Castraveți, tăiat julien.
N-ai zis vai de mine, frizer. Ba da, am zis vai. Ba n-ai zis. Că nu s-a autofrizuit, m-am dus eu la ceas, că nu e adevărat. Ai friz un minut, bă. Da, nu spune, bă. Vrei tu, da, bine, hai. Nu mă, că vreau eu. Și am nebunit de nervi. Chiar un am zis, Virginia, la propoziție, am zis. M-am enervat pentru că chiar am zis. Și mi-am început propoziția cu aia și am continuat să vorbim până am ajuns în cămară. Tu m-ai luat în cămară. Bă, când se termină propoziția la tine. Și noapte, că se pune punct. Deci uitați-vă, mă, da. Bun, gata, mă, bine. El spusese. Dacă la începutul fiecarei propoziții, nu? L-am auzit de trei ori pe Dumitrescu. Da, comunic. Păi comunică, că deja ai prea multe și... De exemplu, căriul e pe foc, e gata. Nu mai am de ce să mai dau în spatele lui. Ok, iau pe Raluca. Înțeleg. Dacă e așa. Și la un moment dat te ia valul. Și uiți. Să mai vedeți voi de acum friz. Da, bă, friz. Mea de acum. Da, bă, stați un... Am stat în friz liniștiți. Da, frate, când îi se arde treaba. Când se arde, se face bun. Gata, au trecut. Eu de-aia muncim, mă, să câștig amuleta asta. Să nu-mi dai și mie un minut în viața voastră, mă. Trebuia să vă iau vreo 10 până acum. Să uite, mă, stau în friz. Mai du-te, drecu, un minut, plânge atâta ca... Complicat să spui vai de mine la fiecare propoziție? Nu este. Complicat e că, uite, dacă nu ești inspirat și uiți să spui vai de mine, îți iei friz un minut. Stai ca prostul și te uiți, și te uiți. Stânga, te uiți în dreapta, nu poți spui mâna pe nimic. Ăla s-a ardea acolo, aveam carnea de burger la gătit, bine că n-aveam chifle. Facem, îi dăm, gata? Hai, dați-i drumul, că nu sunteți bun de nimic. Vai de mine, Titus, amestec în orez. Pot să-mi duc ideea până la capăt. Nu știu când să mă opresc și când să spun iarăși vai de mine, că se trezește Scălătescu că îmi dă un minut de friz. Îmi place. Iacră. Iacră. Vai de mine, iacră? Iacră. Iacră, șef. Vai de mine, trebuie să fie foarte dulce. Așa. Foarte dulce, imposibil. Dacă nu le pune zahăr, imposibil. Vai de bine, pune zahăr. Potea, 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 potea! Ce? Ai zis ce n-ai zis, vai de bine. Friz, 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 băi, friz, termină-mă cu mizeriile astea, băi. Friz, friz. Mi-am răspuns lui așa și a zis, băi, un minut de friz, bă, pleacă, bă, bagabontule de aici. Friz, friz, bagabont, că m-ai întrebat tu, băi, n-am vorbit cu echipa mea. Hai, bă, dar asta e, nu-i frumos, asta e colonie, băi. Friz. Friz. După ce că suntem noi cu capul nori, ne mai treci și un minut de friz, știi? Ce mai faci, mă? Așa. Alo, frize, frize! Frize! Păi la din aude, mă, ce ai? Când ai friz un minut, când ești concentrat, e sub presiune, mai ales că știi că trebuie să faci ceva ce n-ai făcut în viața ta, un minut, zici că trece în 10 minute. Gata, a trecut. Vai de mine, go! Hai. Vai de mine, mai are mult orez. Vai de mine, gata, a sărit. Vai de mine... 5 minute. Am văzut când a venit șef Dumitrescu să ia orez. Dacă venea vreun manciu sau vreun asta, poate te dea un pic peste castron. Dar așa lui șef Florin, ce să zic? Chiar șef de acolo, orez, doamne ferește. Vai de mine, acoperul pe ăsta cu folie de aluminiu. Dragii mei, v-au mai rămas 30 de minute. Vai de mine, minutul 30 și n-avem nimic gata, bă, mușe găsit. Ceapa e aproape gata, carnea au scot acum, pâinea se face. După ce am terminat de dat față la ton, de făcut chenarul, l-am scufundat în sosul cu mirin, sos de soia, oyster sos, puțin ulei de susan, ghimbir, coajă de lime și l-am lăsat la marinat. La tataki am wakame, o salată de alge wakame, cu puțin wasabi. Mă, mancea are cel mai simplu preparat de aici și durează foarte mult. De ce? Adică am făcut un tataki toată probă. Vai de mine, de ce ți-ai așa mult timp, bă, frate? Așa, asta e farfuria ta. A, asta? Așa. Așa merg, și dă una aici. Și dau cu pumnul? Dă una așa, atât. Auzi, îi dau cu pumnul, dar eu îi dau gloaia dacă îi faci așa, se rupe. El zice că dă-i cu pumnul, păi bine că nu spar farfuria ta. Dă-i un pumn. Îi dau la tataki. Păi nu-mi miști. Auzi, n-ai dat cu pumnul bine. Hai, bă, vorbim de ne... Uite, se face... Așa, mă, hai. Și aici, în golul ăsta, te duci și iei năutul. Unde să pui? Și unde să pui? Pui aici, unde ai spart totul. Aici, unde s-a spart. Așa, tăt, ăsta-i. Eu nu mai fac nimic fără știrea lui că o ia razna lui. Dacă ai pus o boabă acolo, e dezastru. Cea mai docilă, cea mai ascultătoare și cea mai corectă până în momentul de față este Leidinus, pe care spune, bă, nu mă pricep, hai zi-mi, șef, ce am de făcut? Hai că și tu ești aproape gata, hai. Șef, am gata ceapa, puiul e gata. Bun, acum. A băgat orezul la fiert, acum. Ceapă, niște usturoi, niște ginger, pulpe de pui, formă.
niște pastă de curry, nu foarte multă. Dăi, 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 dăi. După ce dăi pastă de curry, bagă niște unt, lapte de cocos, ia vezi ce a ieșit aici. Mamă, șef, ce gustos e. Ia mai bagă un pachet de unt să intre în pui, să se facă într-un mare fel. Mă simt mai relaxată pentru că am spatele acoperit de șef, asigurat. Adică mai ajutor ca șef în bucătărie de unde? De la Dumnezeu doar. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.